sunt probleme și în București. Odată ce a început să ningă pe șosele s-a format polei și în doar câteva ore s-au produs peste 200 de tamponări. Au fost însă și accidente în lanț, pentru că s-au trezit cu foarte multe cazuri într-un interval scurt. Polițiștii de la biroul de accidente i-au sfătuit pe șoferi să încheie constatări amiabile acolo unde a fost cazul. Timp de 7 ore cât a nins în București, mașinile s-au ciocnit ca popicele. Cu toate că ninsoarea a fost slabă, gerul a transformat asfaltul în sticlă, iar autoturismele au patinat. În sectorul 4, mașina acestei doamne a ajuns cu roțile în sus. Șoferița a scăpat teafără, dar autoturismul a fost distrus. Oprește traficul acolo! Hai, gata? Hai, dă-i acum! Și pe bulevardul Liviu Rebreanu, 3 mașini au intrat în coliziune, iar în sectorul 1, o mașină s-a oprit în gardul liniei de tramvai. Păi da, alunecă foarte rău pe jos, aveți grijă cum conduceți. Eu am mers foarte prudent. Mai ales pe străduțe, printre blocuri, într-adevăr, s-a circulat, a fost chiar gheață-gheață. În timpul ninsorii de azi noapte în București au fost înregistrate 215 tamponări ușoare, peste 100 dintre ele fiind soluționate de polițiștii de la rutieră. În celelalte cazuri, șoferii au încheiat constatări amiabile. Au fost reținute însă și 22 de permise auto pentru condusul agresiv. Totul după ce mai mulți tineri au fost prinși făcând derapaje controlate sau drifturi în parcările centrelor comerciale. Tocmai din acest motiv, biroul de accidente ușoare din București a fost mai aglomerat ca niciodată. În parcare erau zeci de mașini lovite. Din cauza condițiilor de meteo, am avut și eu distanță potrivită și viteză potrivită, dar n-am putut să controlez mașina și am lovit mașina. Am fost 4 mașini care am lovit. Mașinile erau parcate sau erau în trafic? Nu era parcate, erau mers. 20 de metri am patinat și am intrat. Păi am ieșit și am văzut o lovită. Noroc că m-am uitat, că de obicei nu mă uit. Ori a vrut unul să parcheze lângă mine, ori a vrut să iasă, ori nu știu. Ori a alunecat, că pe stradă, mă rog, e zăpadă. Sunt foarte multe accidente în lanț, câte 3, 4, 5, destul de aglomerat. Comparativ cu o zi obișnuită? Nu se compară, dublu, triplu, da. Ajungem la 200-250 de persoane. Meteorologii spun că gerul persistă și că se poate forma polei pe asfalt. Cristina Dobreni se alătură cu informații din zona Herăstrău, unde aseară s-a produs un carambol cu 6 mașini. Bună seara, Cristina! Bună seara, Andreea, bun găsit tuturor! Au fost cel puțin 10 accidente în lanț aseară în capitală, toate petrecute după ora 19, când a început să ningă mai tare. Toate au fost soldate cu pagube, iar două situații au fost aici pe bulevardul Beijing, din nordul capitalei, unde odată 6 mașini s-au ciocnit. Deși au încercat să frâneze, nu au păstrat distanța și au intrat în coliziune. Tot aici, 3 autoturisme au intrat într-un parapet. Alte zone cu polei în care au avut loc accidente în lanț au fost pe Poligrafiei, Liviu Rebreanu sau 1 Mai. Până la sfârșitul săptămânii, cel puțin, temperaturile rămân negative. Poi mâine, de exemplu, se vor înregistra minus 7 grade și nu este exclus să se formeze din nou polei. Iată, polițiștii de la Brigada Rutieră avertizează în aceste momente șoferii cu privire la condițiile meteo și îi îndeamnă să evite pe cât posibil frânarea bruscă, schimbarea bruscă a direcției de mers sau depășirile repetate, pentru că riscul de a derapa pe șoseaua alunecoasă crește.